Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. Iisus a intrat în casa farizeului și s-a așezat la masă. Și iată, era în cetate o femeie păcătoasă. Aflând că Iisus era în casa farizeului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. Plângând, stătea în spate la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ștergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele și le ungea cu miresme. Văzând aceasta, farizeul care îl chemase își spunea în sine, dacă acesta ar fi fost un profet, ar fi știut cine și ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă. Răspunzând, Iisus i-a zis, Simon, am să-ți spun ceva. Iar el a zis, spune învățătorule. Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora 500 de dinari, iar celălalt 50. Deoarece nu-i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, cred că cel căruia i s-a iertat mai mult. El i-a zis, ai judecat corect. Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon, vezi, femeia aceasta, am intrat în casa ta și tu nu mi-ai turnat apă pe picioare. Ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi și mi le-a șters cu părul ei. Sărut nu mi-ai dat, ea însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. De aceea îți spun, i s-au iertat păcatele cele multe, pentru că a iubit mult. Însă cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a spus către ea, păcatele ți-au fost iertate. Cei care erau la masă cu el au început să spună, cine este acesta care iartă și păcatele? Însă el a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, acum câteva săptămâni, un călugăr englez al comunității din Teze a venit în România și a trecut și pe la Iași. Și vorbind cu el despre anul milostivirii, el și-a exprimat o mirare. Spunea în felul următor, noi în limba engleză pentru a spune milostivire avem un singur cuvânt, mercy. În schimb, voi românii aveți atât de multe cuvinte, aveți milă, îndurare, milostenie, milostivire, chiar și misericordie. Este un cuvânt care vine din latinește și este, de fapt, dacă ați văzut deja, este titlul unei cărți care a apărut de curând, o carte căreia însuși Papa i-a făcut publicitate și de aceea cred că pot să-i fac și eu publicitate. În prima sa audiență, Papa Francisc a spus că a citit această carte despre milostivirea lui Dumnezeu a cardinalului Walter Kasper și a spus, mi-a făcut mult bine, poate să ne facă și nouă bine. Dar călugărul respectiv spunea, voi românii aveți atât de multe cuvinte pentru a exprima milostivirea, îndurarea, mila Domnului. Un alt autor, François Farillon, spunea că milostivirea este asemenea unui curcubeu. Are mai multe culori, are mai multe nuanțe, mai multe semnificații și de fapt corespunde
nuanțelor iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ieri noi am descoperit o nuanță, o culoare, și anume iubirea lui Dumnezeu ca și milostivire plină de compasiune. Privirea lui Hristos, chipul lui Hristos, ne introduce în compasiunea infinită a lui Dumnezeu, asemănătoare cu pântecele matern în care primim viață și putem mereu să reînnoim viața, viața Harului. În această seară vă invit să medităm asupra unei alte nuanțe, asupra unei alte culori a acestui curcubeu al milostivirii. Și anume aceea de iubire fidelă. Milostivirea este iubirea, prietenia sau bunăvoința. Bunăvoința fidelă a lui Dumnezeu față de noi. O bunăvoință plină de fidelitate. De fapt, corespunde unui alt cuvânt din limba ebraică folosit în Vechiul Testament pentru a indica milostivirea lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul hesed. Titlul acestor misiuni este Veșnică este îndurarea Lui. Și vine din Psalmul 136. De fapt, în limba ebraică se spune veșnică este hesed, adică veșnică este bunăvoința lui fidelă, bunăvoința lui binevoitoare, cea care ne îmbracă în har. Cu siguranță nu este doar un cuvânt din dicționar, ci este o experiență. Este experiența a poporului Dumnezeu. În acest psalm, și vă invit când aveți timp să-l citiți, să-l descoperiți în Biblie, 136, este ca un fel de litanie, unde se spune mereu ce a făcut Dumnezeu și urma mereu acest refren. Veșnică este îndurarea Lui, veșnică este îndurarea Lui. Aproape că se repeta într-un mod obositor la un moment dat, dar de 26 de ori se repetă, veșnică este îndurarea Lui. El a făcut cerurile, veșnică este îndurarea Lui. El a făcut luminătorii cei mari, veșnică este îndurarea Lui. El a despărțit în două Marea Roșie, veșnică este îndurarea Lui. El ne-a mântuit de asupritorii noștri, veșnică este îndurarea Lui. Veșnică este milostivirea Lui, veșnică este fidelitatea Lui, am putea spune. Vă invit ca fiecare dintre noi în această seară să-și facă propriul lui Psalm 136. Pentru că e vorba de o experiență de viață. Noi putem descoperi milostivirea lui Dumnezeu în viața noastră. Și dacă am pune acolo momentele în care noi am fost iertați la spovadă, binecuvântat, El m-a iertat atunci când eram împovărat, atât de împovărat de păcatul meu, veșnică este îndurarea Lui. El mi-a dat hrană sfântă în părtășanie, veșnică este îndurarea Lui. El m-a făcut să mă nasc în această familie, veșnică este îndurarea Lui. El mi-a făcut să mă întâlnesc cu atâtea persoane care mi-au dăruit iubire, veșnică este îndurarea Lui. Avem nevoie ca noi să ne facem propriul nostru psalm de laudă a îndurării Domnului. Pentru că Sfântul Augustin spunea, să nu ți înalțe laudă, Doamne, decât cei care recunosc faptele milostivirii Tale. Doar aceia pot să ți înalțe laudă, doar cei care recunosc faptele milostivirii Tale. Acestea, faptele, te preamăresc din adâncul ființei mele. Este ca și cum am lăsat spațiu ca din adâncul ființei noastre să izvorească o laudă a ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Când eram seminarist la un curs de exerciții spirituale, un preot ne-a întrebat pe noi, care este cartea cea mai importantă pe care trebuie să o citiți? Noi am spus imediat, clar, Biblia. El a spus, nu e adevărat. A rămas puțin scandalizați. Cum adică, nu e Biblia cea mai importantă carte pe care trebuie să o citim? El ne-a spus, cea mai importantă carte pe care trebuie să o citiți este viața voastră. Acolo voi îl întâlniți pe Dumnezeu, în paginile vieții voastre, în paginile zilelor vieții voastre. Cu siguranță ajutați de Sfânta Scriptură, ajutați de Biblie, în lumina Scripturii, dar acolo voi îl întâlniți pe Dumnezeu. Și de aceea acolo noi, în această seară, în intimitatea inimii noastre, dar și în istoria vieții noastre, putem să căutăm și să descoperim iubirea fidelă a lui Dumnezeu.
Este iubire care trece dincolo de limitele noastre și este fidelă pentru că ea rămâne acolo chiar și când noi suntem infideli. Gândiți-vă când spunem noi veșnic este îndurarea Lui. Tocmai în momentul în care am mărturisit lui Dumnezeu că am fost infideli. În momentul în care i-am spus eu am fost egoist, am întors spatele, am fost răzbunător față de alții, în momentul în care eu am fost infidel, îi spun lui Dumnezeu, veșnică este fidelitatea ta, iubirea ta fidelă, este veșnică. Și vă invit să medităm asupra acestei iubiri fidele, gândindu-ne la momentul în care trecem prin poarta sfântă. Aseară am văzut chipul lui Hristos, iar când intrăm prin poarta milostivirii, înaintea noastră ni se dezvăluie o cale. De obicei, vedem înaintea noastră ceva, un spațiu, dar și o cale. Și aș vrea să vă gândiți la tocmai acest covor care merge spre altar, merge spre tabernacol. Covorul acesta este calea milostivirii. Viața noastră de multe ori noi o comparăm cu o cale. Este drumul vieții mele, calea vieții mele. Ori când intrăm prin poarta milostivirii, când ne lăsăm priviți de Hristos, intrăm pe o cale, calea milostivirii. Știți cum se chemau cei care îl urmau pe Hristos înainte să fie numiți creștini? Se spune că la Antiohia ei, prima oară, discipolii lui Hristos au primit numele de creștin. Înainte, ei aveau un alt nume. În Faptele Apostolului se spune că erau numiți oamenii căii. Aceștia erau creștinii, oamenii căii, adică oamenii care umblau pe cale și mai ales oamenii care îl urmau pe acela care s-a definit pe sine calea, adevărul și viața. Oamenii căii, calea vieții mele este chemată să fie calea milostivirii, calea milostivirii lui Hristos. Așadar, intrăm pe poartă și descoperim o cale. O cale presărată de faptele lui Dumnezeu. O cale pe care descoperim aceste fapte. Iar în această seară vă invit să medităm asupra unor cuvinte ale Mântuitorului. Pentru că în Sfânta Scriptură se spune pe cărarea vieții mele am o lumină. Este lumina cuvântului tău. Cuvintele tale sunt făclie pentru pașii căii mele. Și am ascultat la Evanghelia de la Sfânta Liturghie un moment în care Hristos cheamă două persoane, le cheamă pe această cale. Le cheamă să-i urmeze calea. Le cheamă pe calea milostivirii. Două persoane, o femeie păcătoasă și un fariseu. Și are niște cuvinte de chemare. Femeii păcătoase, căite prin lacrimile sale, îi spune, păcatele ți-au fost iertate. Mergi în pace, ca și cum păcatele, calea ta s-a terminat, calea păcatului. Acum mergi pe această cale, pe calea milostivirii, mergi în pace. Iar lui Simon îi spune alte cuvinte. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Cu alte cuvinte, zice, lasă calea ta acelui care judecă, acelui care privește mereu de deasupra, acelui care disprețuiește, lasă această cale și intră pe calea iubirii, acelui care are nevoie de iertare, intră pe calea milostivirii. Sunt niște cuvinte care merg în inima lor, așa cum merg mereu cuvintele lui Hristos în inima noastră și în inima problemei noastre. Pentru că aceste femei păcătoase îi spune că ea are o valoare mai mare decât păcatele sale. O salvează de pe o cale pe care am putea numi-o calea disprețuirii. O persoană când păcătuiește în mod grav, de obicei este disprețuită, se disprețuiește pe sine. Mai ales dacă era o păcătoasă publică, vă dați seama, era disprețuită de toți ceilalți. Și atunci pericolul pentru ea era să cadă într-o prăpastie, într-o vale, prăpastia deznădejdei, prăpastia disprețuirii de sine. Și Iisus îi spune, păcatele tale sunt iertate, poți să mergi pe o altă cale. Nu îi spune păcătoasă, îi spune femeie. Noi suntem cei care identificăm o persoană cu păcatul ei și spunem, uite bețivul, spunem, uite clevetitoarea, spunem, uite leneșul,
Iisus spune femeie. Îi redă acestei femei demnitatea ei, îi redă valoarea ei prin iertarea sa. Nu este de acord cu păcatul, el urăște păcatul, acel păcat îl ia asupra sa, dar pe păcătos îl salvează, îl readuce pe calea milostivirii. Iar în schimb lui Simon îi spune, ai grijă că s-ar putea să fii într-o altă prăpastie, prăpastia orgoliului, atrufiei, acelora care cred că valorează doar ceea ce fac ei, care nu se gândesc că pot primi iubire și mai ales acelora care nu se gândesc că pot avea slăbiciuni, că pot avea limite, care nu-și acceptă fragilitățile. Această cale pe care noi o vedem aici șercuiește de fapt între două prăpăstii, la fel și viața noastră. Calea milostivirii, calea credinței noastre șerpuiește prin două văi sau prăpăstii. Gândiți-vă la o cale de munte. Pe de o parte este prăpastia disprețuirii de sine, pe de altă parte este prăpastia trufiei sau orgoliului. Din aceste prăpăstii ne salvează Mântuitorul. Și aș vrea să încercăm să le aprofundăm pentru a vedea unde ne aflăm noi. Pentru că, vedeți, milostivirea lui Dumnezeu este un lucru foarte concret. Nu este ceva abstract. Cine salvează? Iisus este păstorul cel bun care vine acolo unde noi ne-am pierdut, acolo unde noi suntem și ne atrage din nou pe calea milostivirii. Dacă e să vorbim despre prăpastia disprețuirii de sine, este o prăpastie în care ce se întâmplă? Reflectoarele sunt puse pe propriile lipsuri. Nu mai există nimic decât propria vinovăție, decât propria fragilitate, decât propria slăbiciune, decât propriul păcat. Este o ispită aceasta. Vine de la cel rău. Cel rău, în limba ebraică, are un nume, se numește Satan. Satana, noi folosim acest nume, are o semnificație, înseamnă cel care acuză, acuzatorul. Este o ispită atunci când o persoană cade în prăpastia acuzării de sine, a condamnării fără niciun fel de speranță, a unei tristeți profunde, care vede doar propria sa slăbiciune, doar propriul său păcat. Nu vede nimic altceva. Nu-și dă seama că are și o altă valoare. Nu-și dă seama că în viața sa există și bine, și lumină, și milostivire. Nu-și dă seama că există speranța iertării. Este o prăpastie aceasta disprețuirii de sine. Și este o ispită a celui rău. Hristos ce face? Hristos ne dăruiește un duh. Dăruiește Duhul Său Sfânt pe care îl numește, în schimb, apărătorul, mângâietorul. Dacă Satana este cel care acuză, Iisus ne dăruiește Duhul Său Sfânt care ne apără și ne spune, tu valorezi mai mult. Valoarea ta este înainte și dincolo, chiar de răul pe care poți să-l faci. La un moment dat, la o întâlnire cu tinerii, Papa Ioan Paul al II-lea le-a spus acestora, dragi tineri, voi nu sunteți suma falimentelor voastre, suma greșelilor voastre. Voi sunteți suma iubirii pe care ați primit-o și pe care ați dăruit-o. Aia este valoarea voastră. Hristos ne dăruiește Duhul Său Sfânt, care ne atrage din acea prăpastie și ne pune aici, pe calea milostivirii. Ne dă iertarea sa și ne spune, omule, femeie, nu ne spune păcătosule, bețivule, desfrânatule, ne spune omule, ne redă demnitatea. A doua prăpastie, prăpastia trufiei sau orgoliului, este prăpastia farizeilor și a farizeului din noi, pentru că în fiecare dintre noi se află un fariseu. Adică se află o persoană care vrea să valoreze doar prin ceea ce el afirmă față de alții, doar prin superioritatea sa. O persoană care de regulă este rigidă, închisă în sine, o persoană care este perfecționistă, o persoană care este mereu sclavul propriei imagini, care vrea să arate altora cât de important sunt eu, cât de valoros sunt eu, care îi disprețuiește pe alții, care îi judecă mereu pe alții. Un farizeu care
de fapt vrea să-și câștige înaintea lui Dumnezeu ceea ce nu poate fi câștigat. Iubirea. Iubirea știm că se poate doar dărui. Putem să o primim. Nu putem să o cumpărăm în vreun fel sau altul. Și atunci, din această prăpastie, Hristos îl cheamă pe acest fariseu, vedeți, nu-i spune un cuvânt direct, ci spune o parabolă, îl ajută într-un fel să intre într-o poveste, să se descopere pe sine și spune, un om avea doi debitori, dar oare cine va iubi mai mult? Asta e întrebarea esențială pentru Hristos. Cine va iubi mai mult? Cel care crede că nu are fragilități? Cel care crede că nu are păcate, că nu are nevoie de iertare? Acela va crede că nu are nevoie până la urmă de iubire. Cine va iubi mai mult? Aceasta e întrebarea esențială pentru viața noastră. Iar pe fariseu îl ajută ușor, ușor să-și dea seama că și el are nevoie de iertare. Că și el are, în însuși faptul că o judecă pe acea femeie, acolo este păcatul său. Și să-și recunoască păcatul și astfel să aibă nevoie de iertare, să o implore. Să renunțe la idolul pe care și l-a făcut din propria imagine. Să renunce la perfecționismul său. Se povestește că marele călugăr Macarie, din deșertul Egiptului, bătrân, cinstit între toți călugării, la un moment dat merge într-o mănăstire. Și toți erau entuziaști, vine bătrânul Macarie. Oare la cine va merge? Și toți l-au invitat, vino la mine și eu mă duc la cel mai tânăr. Merge la el în chilie și îl întreabă, ce mai faci, dragă? Sau fiule? Spune, mulțumită rugăciunilor tale, merge foarte bine. Macarie insistă, dar cu lupta împotriva gândurilor rele, cum merge? Tânărul deja simte că ceva nu e în regulă și spune, nu, e foarte bine, merge foarte bine. La care bătrânul Macarie spune, știi, în ciuda faptului că de atâția ani mă tot nevoiesc, postesc, mă rog, trebuie să înfrunt niște lupte cumplite împotriva gândurilor de necurăție. Tânărul își închide ochii și spune, să știi că și mie mi se întâmplă lucrul acesta. Și apoi Macarie îi spune, da, și mi se mai întâmplă uneori să-i judec pe frați și să-mi dau seama că mă pun deasupra altora, iar tânărul începe să plângă și să spună, da, și mie mi se întâmplă lucrul acesta. Și și-a deschis sufletul și a primit apoi povețile de care avea nevoie. A renunțat la idolul pe care l-avea în sine. Calea milostivirii este calea iertării. Noi unde ne aflăm? Putem să ne întrebăm, fiecare dintre noi, unde sunt eu predispus să cad în prăpastia disprețuirii, a, știu eu, a tristeții, a faptului că nu mai găsesc valoare, valoarea iubirii care mi-o dăruiește, pe care mi-o dăruiește Dumnezeu, sau dimpotrivă cad în aceea a trufiei. De obicei, ispita oamenilor religioși este aceea trufiei, a oamenilor care fac lucruri foarte bune, dar este riscul să ne încredem în acele fapte bune. Și spunea cineva că pentru cei care sunt în prăpastia disprețurii lui Iisus, i-a fost de ajuns să le spune că iubește, să le spună că iubește și îi iartă. Pentru cei din cealaltă prăpastie a trebuit să urce pe cruce, ca să le arate cât de multă au nevoie au și ei de iertare, de iubire. Îi cerem lui Dumnezeu în această seară acest har de a găsi și noi calea milostivirii, de a primi un cuvânt de la Domnul, de a ne apropia astfel de Evanghelie. Care este cuvântul dumneavoastră din Evanghelie preferat? Știți că preoții, de regulă, sau un diacon, un preot, când este sfințit, pe amintirea de la acea sfințire, alege un verset din Evanghelie care îi spune ceva deosebit lui. Este lumina lui pe calea milostivirii. Ar trebui ca fiecare dintre noi să avem un cuvânt al Domnului care ne luminează și ne atrage pe această cale, ne salvează din una sau din cealaltă prăpastie. Care este cuvântul dumneavoastră preferat al lui Iisus? Aș îndrăzni să închei gândindu-vă sau propunându-vă un cuvânt, un cuvânt foarte simplu, care se pare că era cuvântul important pentru Sfântul Paul.
Sfântul Paul, în a doua scrisoare către Corinteni, vorbind despre fidelitatea, despre iubirea fidelă a lui Dumnezeu, care este acolo mereu, ajunge să spună la un moment dat, fraților, să știți că pentru noi, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu a fost și da și nu, ci în El este numai da. Toate promisiunile lui Dumnezeu în El sunt da. Cuvântul Sfântului Paul este foarte scurt, două litere. Da. Care este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, pentru binele nostru profund? Da. Iisus Hristos este daul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. El ne spune da când îl trimite pe Hristos. El ne spune da când Hristos ne vindecă, ne iartă. El ne spune da atunci când Hristos merge pe cruce. Da. Gândiți-vă ce frumos este să-L auzim pe Tatăl Ceresc spunându-ne da. Da ființei tale, da binelui tău, da creșterii tale, ca fiu al lui Dumnezeu, ca frate a celorlalți, da. Cineva putea să-mi spună, da, scuzați părinte, da, eu știu că în cele 10 porunci uneori se mai spune și să nu. E adevărat și lucrul acesta, dar știți că obiecția nu prea are mult spațiu, pentru că și dumneavoastră, mai ales părinții, uneori a spus copiilor dumneavoastră nu pentru a le spune un da profund. Pentru că le-a spus da ființei lor, i-a spus, te rog frumos, nu aprinde aragazul. Sau dacă pentru daul binelui tău profund, ai grijă, nu minți. Deci Hristos, Dumnezeu, chiar atunci când spune nu, de fapt spune da. Simțim astfel poruncile lui Dumnezeu ca un da spus nouă? Mai ales simțim astfel cuvântul lui Dumnezeu, persoana sa, persoana lui Iisus Hristos. Dacă ieri vă invitam să ne ridicăm privirea spre ochii săi, să ne încrucișăm privirile, astăzi vă invit să vă uitați și spre buzele Mântuitorului care spun da. Da ființei tale de Fiul al lui Dumnezeu. În fiecare dimineață ar fi bine, ne face bine să auzim acel da. Uneori e posibil însă să nu-l auzim pentru că ne sunt înfundate urechile. Sau pentru că avem alte glasuri în mintea noastră, avem alte voci. Și dacă ieri vă invitam să îi cerem Dumnezeu să ne purifice privirea, astăzi avem nevoie ca Dumnezeu să ne purifice auzul, să ne purifice auzul inimii, pentru ca să ascultăm acest da, pentru că sunt alte multe voci care ne spun alte lucruri, care nu ne conduc pe această cale a milostivirii, ci dimpotrivă. Sfântul Ioan Casian spunea că cea mai mare virtute, mama tuturor virtuților, este virtutea discernământului. Și noi putem să-i cerem asta lui Dumnezeu, această virtute. Este tocmai virtutea auzului. A ști să auzim, între diferitele voci din mintea, inima noastră, acel da. Să știm să-l identificăm. În schimb, cele care ne conduc în cele două prăpastii, să le spunem nu. Nu, pleacă de la mine. Unii sfinți părinți spuneau în felul următor: orice gând când îți vine, orice dorință, orice aspirație, tu întreabă: de unde vii? Încotro mă duci? De unde vii? Vii de la Dumnezeu? Vii de la bine? Sau vii de la ispititorul? Și unde mă duci? Mă duci la libertate? Sau mă duci la sclavie? Virtutea discernământului este pentru a auzi în inima noastră acel da. Îi mulțumim Domnului pentru că veșnică este îndurarea Lui. Este fidelă această îndurare. Este mereu disponibilă să ne primească și să ne spune da, chiar atunci când noi ne spunem nu. Să ascultăm acest da al lui Dumnezeu și să-L lăudăm pe Domnul. Aș vrea să încheiem lăudându-L împreună. Lăudați-L pe Domnul pentru că este bun.